Salut! Acum o să facem ultimul videoclip despre ce mi-a mai rămas din cei patru pui care i-am tăiat. Bun, în prima, în chestia asta cea mai scârboasă, practic, aici avem plămâni, testicole, uite ce mare aveau cel mai mare, și ficat, și mai e rinichi pe aici, uite asta e rinichi, și uite plămânul, asta plămânul dă cel mai mult sânge, astea le las un pic, le mai pur. Astea o să le pun la congelator împreună. O să aibă toate gust de ficat. Bun, aici avem rânza sau stomacul. L-am curățat ok. Și l-am lăsat cu tocul. Eu îl las cu tocul cu asta, cu grăsime. Ce naiba e aici? Toată îl curăț. Deci îl las cu tocul grăsime. Să tăiați amândouă canale alea, pe unde intre și pe unde iese din stomac, ca să puteți curăța perfect, dați chestia aia galbenă jos și uite. Și eu las cu grăsime pentru că atunci când o să îl pun, așa o să-l pun la, când o să-l pun la prăjit, astea sunt tot fel de ierburi, de chestii care se pun pe asta, da, le dați jos. Na, și inimile. Deci stomacul și inimile sau pipota. Deci, pipota. Uite, una mare, uite ce mare e pipăta asta față de asta. Dar gândiți-vă cât de mare față de una din comerț. E imensă. Le sparg în două, le curăț și de cheaguri de sânge. Unele au cheag de sânge. Și astea, împreună cu stomacul, bine, când o să le gătesc, o să le tai bucățele și o să pun puțin ulei. După aia o să-ți topească grăsimea asta de pui și nu o să mai trebuiască foarte mult ulei. Sau, na, dacă e fără tigaia care nu se lipește, merg direct așa. Astea sunt două bune, foarte bune, la gust împreună. Așa, să le pun într-o pungă după ce le se storc puțin. Aici avem cele patru spinări, cu tot cu gât și cu partea de fund. Astea ar trebui o să le gătesc acum, ori să le gătesc de gen supă sau friptură. Pomana găinii, cum ar veni. Aici sunt patru. Bun, astea este mai chestie mai delicată. Astea sunt catarigele, dar în vedere că e bio și totul așa. Ele o să le curăț și le tai de pe aici ghearele, cam de la un centimetru. Și astea sunt foarte bune de răcituri sau piftie. Sunt foarte gustoase. Și cred că o să le păstrez. O să tai catarigele și după ce le curăț, arată aproximativ cam așa. Deci, vedeți, și asta au avut pielița. Se desprinde foarte ușor la așa de țară. Foarte bune. Eu cred că le tai și de la un centimetru să nu mai tai. Dar sunt foarte bune. Bun. Asta vorbim imediat de apă. Astea ar fi piepții. Asta e pieptul de cel mai mic. Asta ar fi unul mai mare. Uite aici. Nu știu, cam 800 de grame. Uite, asta e cel mai mare. Imens. Uite mai pieptul. Aici am pus câte 4 aripi cu toc complete. Unele complete, altele așa mai mici. Astea bune. Ar fi bune teoretic și pe grătar, dar tot așa friptură cred că e mai bune, că n-apucă să se ardă. Deci, așa pieptul știți voi ce să faceți, că pieptul face orice de fapt. Și pulpele astea imense. Cred că cândva o să încerc să le marinez și să le pun, să fac pastramă, sau nu știu cum se cheamă, uite. Am mai pulpele, deci peste 500 de grame de pulpe. Asta un kil, două pulpe. Nu, 700 de grame, dragul știe că dau. Dar sunt destul de mari. Deci, câte două pulpe, câte patru aripi, cam egale sunt astea, câte un piept. Bun, și tot apa, chiar o folosesc. O salvez, am uitat de ceva. Astea două sunt creasta, la care o aveam mai mare. Asta o aveți și cu ele mai mari. Testicole, pardon. Și cresta asta, beliți puțin asta de pielița asta după ce o opăriți. Deci, practic, o răsa puțin cu cuțitul. Băgați o furculiță în el, îl puneți la aragaz sau la orice flacără, îl băgați în flacără și să face ca un șoric foarte bun. Puneți puțină sare și e superb. Foarte bună cresta. Și toată apa, ce spăl, ce nu știu ce, o salvez pentru că conține sânge, grăsime și e foarte bună pentru pomi.
În cazul ăsta eu m-am dat plantele în casă, nu știu dacă e idee bună, dar afară e perfect, chiar dacă miroase ceva. O să curăț ce e pe deasupra, se poate, deci din resturile astea se pot face și capcane de muște, dacă puneți. Deci cam totul se utilizează, se reutilizează. Și cam atât, cam vreo 10 kg, peste 10 kg jumate de 4 pui de carne. Cea mai mare parte sunt astea, pulpele cu ăsta, cred că vreo 8. Și aici vreo 1 jumate, 2. Și măruntaile cu ghearele astea sunt chiar ușoare. Bine, și asta au vreo 300 grame. Dar bine, din ele v-am zis, mai trebuie tăiate, mai trebuie curățate în timp ce mă uit la ceva la televizor. Pe curăț. Cam uite cum e asta deci. Na, nu trebuie să folosiți. Practic se folosește aproape tot. N-am mai puțin, unei mâncă și mațele chiar le curăță și nu știu ce. Dar chiar e prea de tare. Astea, da, cine e crucificatul, o să aibă toate gust de ficat. Este un foicățel. Sau un ficătoi, nu știu cum să-i zic. Da, oricum, nu știu dacă ați văzut vreodată în comerț, stomac așa mare, la un pui de 3 luni jumate. Na, hai, 3 luni jumate, 4, hai zici 4, dați numai 3 jumate. Sau un piept, nu știu, ca asta. E, ca pieptul cred că l-au mai mare, de fapt, în comerț, decât asticile am eu. Și pulpele parcă sunt cam la fel, sau cam, da, cam la fel. Da, cam atât, nu mai vă țin cu vorba că degeaba mă laud. O să puteți uita și de celelalte videoclipuri, cum se tranșează, cum se crește, tot de la cap la coadă. Asta e rezultatul după 3 luni jumate din 5 cocoși, 4 i-am tăiat, l-am păstrat pe unul, sau video și de ce l-am păstrat pe ăla. Oricum, îi vedeți în celelalte videouri pe toți cocoșii, chiar și cu 2 zile în urmă. Dar cam asta e. Pentru asta îi creștem cocoșii, să avem carnele. Ne auzim cu un alt videoclip. Vă doresc o zi bună, o seară bună. Ce doriți voi. Pa, pa!